Cătălina. Astăzi, pe data de 28 aprilie 2016, Republica Moldova marchează 2 ani din momentul obținerii regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Este de menționat că de regim de călătorii fără vize, de călătorii de scurtă durată, se bucură cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoartele biometrice. Așadar, potrivit datelor consolidate ale Poliției de Frontieră, în cei 2 ani, frontiera de stat a fost traversată de mai mult de 8.933.726 de traversări a frontierei de stat per total, din care noi consolidăm 2.735.515 traversări cu pașapoartele biometrice. Este dimensionat că, efectuând analiza datelor pentru cei 2 ani din momentul liberalizării regimului de viză, putem constata că în anul curent, în 2015, până în aprilie 2016, fluxul cetățenilor Republicii Moldova care au traversat frontiera de stat în statele membre ale UE, deci vreau să menționez că aici se are în vedere frontiera între Moldova și România, deci punctele de trecere situate la frontiera Moldo-Română și aeroportul internațional Chișinău cu destinație spre statele membre Uniunii Europene, au fost traversate cu 13% mai mult decât în anul precedent. Și aici este dimensionat că fluxul persoanelor care au traversat în baza pașapoartelor biometrice s-a majorat cu circa 103%.